Bă, de fiecare dată când vin la Timișoara, îmi place să mănânc absolut sănătos, îmi place să mănânc așa cum recomandă majoritatea nutriționismului, și anume shawarma cu de toate. Shawarma este cel mai bun și cel mai complex și ok produs de fast food. Fii atent că mi s-a blocat un cartof aici, în vârful ăsta, băie, nu cred așa ceva. Deci nu pot să-l scot efectiv, este blocat pur și simplu. Mamă. Că tot făcut de ei, mișoam, cum să mă umplu ca aia cu... Bă, și cum mă plimbam noi așa pe aici, pe Strada Sănătății, pe aproape de stadion, cine știe, prin Timișoara, de-a vin Roi Cazarea, bă, văd lângă un Carrefour din ăla mare, de pe parcare, că toate supermarketurile la noi nu au loc, frate, nu văd shawarma bună cu de toate, bă, și arăta și bine. Și peste drum era ceva cu burgereală, cu arad, cu nu știu ce. Mă uit, a doua pe listă era ceva vită plus mie, tot în bula mea. Băi, ea arată foarte mare, comparat cu această dozuță de bere. Ia să o desfacem și pe doza asta, să vedem ce știe să face. Usus Black Intense, cu cafea. Mamă, sunt toate curate. Mamă, seamănă cu Silva aia, când era Silva veche. Silva Black. Și aveau frate acolo... Nu? Așa cum descriu shawarmeria, trebuie să ai de toate, frate. Trebuie să ai multe sosuri, trebuie să ai multe legume. Nu trebuie să-l omori pe om, să le bagi pe toate. Că noi, efectiv, să porți numele de shawarmerie și să aduci mai multă vită și miel, mă, oamenii ăștia. Deocamdată sunt într-o salată de asta, care e un fel de coleslaw din ăla. Mhm. O salată de bază tocată foarte bună. Și abia acum intrăm în straturile de la treaba asta. Bă. Mamă. Mamă. Băi, mișto. Băi, mișto. Deci e mișto rău. Cea mai bună bere, Pilsner Urquell, cea mai bună bere, ever. Echilibrată și orice vrei. Bă, carnea e faină. Au făcut-o picantă, după cum au zis ei. Salata e faină. Era o gagică și niște, unii mai arabi, unii mai, probabil, nepalezi. Se lucra acolo de zor, oamenii le plăcea ce facem, îmi plăcea atmosfera de acolo. Bineînțeles, plătești într-o parte și după aia stai la coadă, exact la Carrefour-ul de pe Strada Sănătății. Un Carrefour imens, cam în caz mi-au berile astea. Și când se intru și văd asta cu galben și la urma bună cu de toate, bă, și arăta și bine și mamă și mă duc. La un moment dat îmi fac un selfie și efectiv, Gagica zice, ei, să zâmbim, le zicea la echipă, probabil era șefa lor, asta, pula mea, hai că, zice, hai zâmbiți pentru reclamă. Și-o făceam eu selfie și zicea, mi se părut foarte mișto chestia. Oamenii foarte receptivi, foarte, foarte tari la chestia asta. După care a zis, bă, nu, s-a apucat și ea după ce plătea, după ce încasa acolo bani, s-a apucat și ea, adică nu face doar în casă, s-a apucat și ea să-i ajute pe băieți. Mai erau comenzi, mai erau mulți, mai ajutau pe lângă mine. Și a zis, bă, mai așa de puțin, te rog, că am crezut că salvez lipia asta, dar e tare și nu pot să o dau așa și a făcut-o din nou, frate. Deci foarte mișto, oameni, foarte fain, copii tineri, mi-a plăcut. Și aveam un sos acolo, din ăsta galben, și zic, ăla-i de la Curie sau cum știi, care se găsește mai rar și mi-mi place foarte mult condimentele alea răbești. Și da, și că nu pot să spun mult din ăsta pentru că pică foarte greu și ți-e pun așa într-o parte, zice, nu am ajuns la. Bă, da. Mi-a plăcea să văd asta mai des. Shawarma barosană sau babană. Vită, miel, ziceau 31 de lei. Nici mult, nici puțin. Peste tot e scump. Am avut noroc, efectiv legumele sunt de o foarte bună calitate.
Și cumva au pus sosuri, cartofi, deci vorbim de lungime, anatomia șaormei. Câteva sosuri, carne, cartofi, iar niște sosuri și sălățelele. Sălățelele care vin așa, începem cu vaza, acum trecem la castraveți. Mai avem o țără și dăm în... intrăm peste salata verde, de exemplu. Bă, șaorma bună cu de toate din Timișoara. Uh-huh. E frică de... E mult medie, așa, da. Da. Ce mai sănătos aliment, așa urmă. Pentru că dacă o comparăm cu alte produse de fast food, une pâinea și făina albă și carbohidrații cu acțiune rapidă din făina albă și glutenul, o proteină foarte complexă, care poate să dea intoleranță și care e foarte greu organismului să o digere, mă rog, să o spargă, practic, în aminoacizi mai mici, că de acolo vine intoleranța și așa mai departe, adică chestia nesănătoasă și anume, după mine, pâinea dintr-un kebab, care e mai multă, făina dintr-o blat de pizza, ce mai avem, tot felul de burgeri, tot felul de nebunii, deci pe făină albă, bă, șaorma are un rahat de lipire, 20-30 de grame. În șaorma, dacă ai băga ingredientele, să zicem prin absurd, cel mai premium, o carne rotisată, un cartof poate făcut în untură sau făcut sau deloc, niște salate, 4-5-6 tipuri de salate. Legumele sunt ok, că sunt ele la turci, că sunt ele murată, nemurată și mai departe, alte discuții. Legumele sunt ok, deci ai putea avea legume ok. Niște sosuri pe care le mai faci cu iaurt, cum fac ăștia de casă, mai faci cu un curry, mai faci cu o maioneză un pic învârtită, deci nu numai la rahatul la găleți și ăsta, sunt șaorma care fac chestia asta. În fel de șaorma artizanală, șaorma, pentru mine, este cel mai puțin nociv element sau produs de fast food. Și m-am spus de ce. Deci m-am spus de ce, chiar poți să-ți faci o rețetă keto. Eu aveam o rețetă aproape keto. Pentru că dacă, nu știu, optez pentru două, trei sosuri, două sosuri, să zicem, mai puțin, sau nu neapărat keto, dar low carb, de exemplu, știi? Două, trei sosuri n-ai. Puțin nocive sau mai naturale, care să nu dea un spike în insulină mare, fără cartofi, lipia de 20-30 de grame de acoare și vezi cu o grămadă de carne bună și cartofi și toate tipurile de legume. Cum poate să fie asta ceva nesănătos? Nu știu, mai explicați-mi și mie. Explicați-mi și mie. Da, pentru că multe sosuri sunt făcute cu grăsimi hidrogenate, vegetale și mai departe și mâncate frecvent și mai departe. Vă repet, mie asta mi se pare un produs foarte mișto. Problema cu șaorma este că nu poți să o mănânci încet. Oricât de încet și oricât de mult ai savura-o, bă, în maxim 7-8 minute, dacă ți-e foame, ai terminat-o și te-ai săturat. Pentru 2-3 ore, pentru că după aia vrei să mănânci altceva. Și vrei să o legi, vrei poate tot fast food, sau poate nu mai vrei mâncare gătită, sau mănânci mâncare gătită. Dar e adevărat, nu ți-a ținut atât de mult de foame. Când, de exemplu, dacă faci un intermittent fasting, poți până la 1 ora 5 după masa, orice un normal pasă ai cu regimul ăsta, o cafea, două vei țigări, o șmecherie, niște apă. Să-l ții așa până la 5, fără să te stingi pe picioare, fără nicio problemă, credeți-mă, eu am făcut fasting și 12 zile, doar cu apă. Acum, aproape 3 ani. Problema, treaba cu fasting-ul pe care mi-o spune toată lumea, nu e că bă, că mental, că trebuie să te abții, că nu. Din a treia zi, de obicei, efectiv, organismul intră în procesul de chetoză, și efectiv își folosește propriile grăsimi, propriile rezerve pe care le transformă în trigliceride și da, în energie și în glucoză, pentru că tu nu mai dai nimic. Asta e secretul. Problema e că durează acea trecere, acea citire. Deci organismul învață să citească propriile grăsimi ca fiind surse de energie și nu mai țipă după zahăr și după forma de energie pe care o dăm noi din alimentele ingerate. Deci bă, și-a urma de la ăștia. Mi-a plăcut vibe-ul, mi-a plăcut cum sunt ei acolo, în fața Carrefour-ului, în fața parcării. Ai putea și la noi, pe la mall, pe alea, să mai facă niște șaormerie așa prin față. Bă, șaormeria e un business care merge. Nu. Eu, dacă aș avea, nu știu, o sursă de carne de adevăratele pentru așa ceva. Legume, iau legume de la Silviu, cel mai tare, deci. Aprozarul lui Silviu, cel mai tare ăsta, magazin, cel mai ok, cel mai aproape de organic, cel mai cum vrei, cel mai gustos magazin de legume din județ, de la noi. Toate plantate și făcute pe la
rădăcuțești în propriile lui plantații, nici măcar nu are poate multe solare, nu știu, ele cresc afară. Am legume de acolo, îmi trebuie o sursă de carne, îmi trebuie o rețetă un pic mai șmecheră, îmi trebuie pe o jumătate de an să greșesc și să-mi fac o rețetă mișto și vă jur, vă spune fratele vostru că mi-aș face o șarolărie foarte șmecheră. O șarolărie care se le bine pe toate. Nu știu, deci o șarolărie cu legumele lui Silviu și cu ăștia de la Vita Angus. Dar un pic mai angro, un pic să pot să fac față la treaba respectivă. Cartof n-aș băga, cartof nu știu, aș face ceva în untură, aș face ceva, nu i-aș mai băga în șaorma, i-aș băga lângă, e deja prea mult cartof, oricum oferă un spike glicemic foarte mare, nu e neapărat, e poți trăi fără el. Dar l-aș adăuga cumva și m-aș concentra pe verdețul și pe o asta, pe un craft, o șaorma craft, o șaorma mișto. Da, nu. Foarte mișto șaorma asta, pe cuvânt, nu îți rupe gura, nici nu știe ce, dar este mișto datorită cărnii. N-ai bă cum să termin o bere. Bă, n-ai cum, decât dacă e foarte bună. Deci dacă berea asta n-ați foarte bună, n-ai cum să termin o bere singur. Nu să începe asta. Bă, frate. Mama. Nu e cine știe ce, repet. Dar, nu. Vai oamenilor de lor, că le plăcea ce fac, echipa, mie mi-a plăcut. Mi-a plăcut copiii aia și... Super chipsuri. Dacă vrei să-ți dai în cap cu chipsuri, super chipsuri. Știu, sunt alea keto din șoriși de porci. Whatever you want to call. Vizi și-au luat asta. Am aici, primită de unchiul meu la Baia de Fier. Nu știu dacă pentru mine, dar a ajuns la mine. O pălincă de Baia de Fier, care miroase într-un super fel și are o culoare verde, culoarea verde, fără să gust, fără să miros. Eu vă spun, din cunoștințele mele, acumulate de lungul anilor de studiu, lua această materie, că materia asta a fost ținută într-un butoi de salcăm. Pentru că numai salcămul cumva impregnează acel verde și acea aromă absolut senzațională. Ia! Asta e stată foarte mult. Asta e stată, e roasă de butoi, a devenit groasă. E foarte tare, dar e bine să o ai la tine treaba asta. Treaba asta însă nu-i de băut în sensul, nu știu, americanește sau cum beam noi, la un moment dat aveam în perioadă când beam un chil de pălincă pe seară, vă jur, că beam doar aia și mă simțeam bine. Deci, distrugere în masă. Tati. O șaormă de nota 7,5. O locație foarte mișto. Peste ce poate să facă șaormă. Un meniu mișto. Prezentare mișto. Oameni mișto. Oameni chiar mișto. Și o să mă mai întorc. Că o să mai trebuiască să mai vin pe aici. Și le mai fac o vizită. Dar pe mine m-a atras faptul că, bă, vită miel. Sau miel vită. Abia. Și pentru mine chestia asta. Da, nu. Da.
extraordinar. Bă, faza nașpa este ca aici. Am de la 100 sau 100% șaormă, o altă șaormerie de aici, de la care am comandat pe zi, dar până au venit, eu trebuie să plec. Că au venit în momentul în care eu a trebuit să plec. Și nu am încă practic nimic astăzi. Pentru că a trebuit să plec. Și nu puteam să mănânc o pleșcăviță sârbească de la un alt lanț de pastorului. De data asta, cum am până înainte, nu știu unde sunt băieții. Bă, ceva nu miroase bine. Nu știu, vine mirosul. Deci asta este o pleșcăviță sârbească. E mai mare decât șaorma aia. Nu mai știu să zic cât o costa. Să zic că o costa pe la... Nu știu, 30 un pic de lei, dar n-am văzut. Sau ceva de genul. Bă, carne e mișto, fii atent. Asta e carne tocată, făcută pe grill, cum fac sârbii. Asta stă aici de 5 ore. Bă, și crede-mă că nu e așa rea. Bă! Asta sigur o să mai mănânc pe voastră. Deci eu l-am venit cu comanda pe la două fără ceva și eu trebuia să plec. Și acum ai 7. Cât de acum am? Nu zice asta, să mă mai fac pe nimeni. 7.21. 5 ore. Mamă, haide pula mea. Top. Pleșcăviță de la 100% și urmă. Asta da. Băi, și n-a fost mult, adică asta mi-a dat o bere, o timișureancă e pe acolo, mi-am luat o apă și mi-am luat un langoș atâta cu brânză, foarte bun, foarte, foarte bun. O bombă chimică, o bombă calorică, ca insulină, ca tot ce vezi, langoș. Cea mai rea chestie, știu. Deci făină albă prăjită în ceva. Groaznic. La fel asta, pâine și pălărea. De-aia vă spun. Deci credeți-mă, șaormă, dacă ar fi făcută într-un univers paralel cu ce trebuie, este cel mai puțin nociv lucru ca index glicemic, ca insulin releasing, da? Datorită faptului că o poți face aproape keto și gustoasă. Sau low carb. Și datorită faptului că are aceea lipie. Dar lumea preferă, am văzut și în șaormerii și pe la noi pe la Târgu Jiu, bă, lumea preferă asta. Lumea preferă, cred că mi-e foame. Mamă. Bă, mi-e dat o pleșcăviță din complex, bă, trebuie să mă duc în complex oară. Am mâncat o pleșcăviță din complex. Eram jucat România cu... Hai, băgați-i pula. Hai, putem așa. Ieri am făcut un gulaș absolut senzațional, am lăsat 4 ore, a fiert. A făcut, eu practic îmi pun ingredientele, gen când pun cimbru și chimen și mai țâmpă țări de busuioc, mai pun o țări de bine usturoi la final și asta nu știu ce mai pun. Și bă, iată, și pe final, practicarea fac o infuzie, se infuzează acolo, știi, așa, cu capacul alea, nu știu ce, bă, și lăsa gula și fiți atenți că gula și orice tocan, mai ales de oaie astea. Bine, de fapt, nu că la de oaie trebuie să mănânci cald. Bă, da, gulașul, dacă ai un vas care are o temperatură de asta, adică reține foarte mult temperatura,
Să știți că se gătește cam o oră după ce l-ai luat de pe foc, după ce l-ai oprit foc, plitele, adică ce ai tu. El atunci aș face legăturile și atunci sunt ultimele. Pe cuvântul meu, credeți-mă, schimb, atunci e momentul lui de glorie. Și am putut în gula și am băgat niște chestii picante, am de la prietenul Dinu niște peroș piștea de la ori 4, am dat bine și am băgat și usturoi, aproape un pom din ăsta de usturoi. La final mănânc usturoi cu astea, cu niște beri cu astea, râgui, băs și put în bărăia peste tot. Da. Toate astea ți le desfund, adică tot ce înseamnă sinuzite, răceli sau, nu știu, mai am moment așa câteodată, când mi se pare că, bă, imunitar așa, începe așa ușoară durere în gât, din nimic, și asta și nimic, nici o treabă. Și acum mai dai cât un suflat de ăsta de nas și îți scură, practic, îți scură toată ea. Bă, mi-e doamă de prescrița. Da, mă. Băi, și cu sără, băi, pula mea, era mea printre 10 sau 11, 2007. Și România, Slovenia, mâncața sufletul pe Dan Părtinișan. Am mâncat, ai venit să mă lase la meci, era un prieten de-al unor colegi de la urmei de serviciu, culmea mai mic ca mine, care avea pe vară sau nu știu, avea pe unii pe aici, știi, pe la studii, în Timișoara. Și am văzut că lăsăm ce la meci. Ai zis, păsăm acum la așa la meci. Eu sunt microbist, eu am umblat cu pandurii, plan prin deplasări cu pandurii, cu alea. În timpul liceului, pe aici, pe Tampăl din Șeana, a fost prima mea deplasare cu pandurii. Organizată, plătită de SEO. Bac, frumos, cu repetiții, cu alea. Ce vorbești, mă? Eram ca galeria lui Zicen și al Voluta aici, ne-am la cap. Jucară în semifinal de cupă cu Rapina, a bătut Rapidul cu 3-0. S-a jucat aici pe Părtinișanu. Noi la o peluză, ăia, pula mea, cum sunt ei înfrățiți, ăia cu aia. Eu sunt Dinamo Vis de la 5 ani, șeful de galerie la Pandui la Dinamo Vis. Unii erau scăliști, unii craviști, nu țineam de Pandui pe bune. Dar ne duceam pentru mândria orașului și pentru faptul că vroiam să facem și noi ceva la Târgu Jiu. Și am zis, bă, este, cumva era de datoria noastră, pentru că suntem microbii, suntem fan fotbal, este de datoria noastră, este obligația noastră să venim în această peluză de căcat 40-50 cât eram, să reprezentăm Pandui Târgu Jiu, culorile ăștia alb, albastră, așa cum sunt. Unii craioviști, unii pula mea. Știu că vă vine să credeți, bă, neadevărat. Că ce e asta, că pula mea? Asta e adevărul. Că la Târgu Jiu nu a fost niciodată fotbal. La Târgu Jiu lumea ține cu Craiova și cu Steaua, pula mea, cum e peste până la tenică. Asta e. Mergeam acolo. Primele dăți cu deplasările cu Pandui, mamă, dar la ce pula să mă acolo la ce-am trecut, frate, de ce? N-am mai vorbit de mult. Primele deplasări cu Pandui, nu primele, ăsta, cu Pandui, știi, când primele galerii, când mergeam în galerii, nu aveam fulare cu Pandui, nu aveam nimic, practic. Am făcut niște japonezi din alea cu bețe, am făcut niște steaguri, am și acum steagurile pe acasă cu alb-albastru, cu patru pătrate, după aia nouă pătrate, trei pe trei. Am făcut niște un bleu așa, mi se părea mie că parcă mi-ar prinde cum e bleu lui City, de exemplu. Am făcut unul cu dungi așa mișto, una neagră, una albastră, mă uitam și la fenomenul ultra la poate. Noi eram niște copii acolo, niște ăștia, poate mea, niște copii, unii, niște ăștia pensionați pe la ce un poate mea, deci aia numai galerii nu era. Era mândul meu, era orașul meu un poate mea, cu deplasări plătite de club, de asta, deci nu aveam noi să facem asta. Era mândria mea, mă, era orașul meu. Deci eu sunt Dinamo Vist în suflet și țineam cu Dinamo. Și culmea, primele dăți când venea Rapid, Dinamo sau Steaua, deci primul an când am promovat primul an, cred că din 2005 parcă să văd ceva, ce? Parcă așa, 2010. Bă, când venea echipa ta, de exemplu la mine Dinamo sau la alții Rapid, că aveam câțiva rapidiști în galerie Pandui. Deci toată lumea, că noi nu crescusem, la noi Pandui făsese prin divizia B așa, nu puteai să ții cu Pandui de mic, n-aveai cultură să ții cu Pandui. Țineai cu pula mea Steaua, Dinamo Rapid. Și Craiova, punct, bă, de patru era. Nu exista niște frecuși, nici fițe, nici nimic. Asta era problema. Ăstea patru, nu puteai să fii cu ații. Ăștia erau fanion, tot ăștia patru. Craiova, bineînțeles, nu exista căcatul de zbinare și mizerie de acum. Așa, și când venea echipa ta, gen, venea Dinamo la Târgu Jiu, mergeam cu ea în galerie. Bă, și după primul sezon mi se pare că am făcut un pact, am făcut o chestie, bă, nu mai facem asta. Chiar că ținem cu aia. Că îi vedeai, bă, unde se... Erau doi rapidiști la un moment dat, erau doi, am focat, ne-așa, veni rapidul. Nu mai era în care s-au dus cu aia, știi?
Se poate băiat până la da, poate mulți ca mine, de exemplu, eu la liceu nu te lăsa nimeni, nu e acum, acum cum zic, tineretul acum, tineretul acum e mișto să pleci cu trenul, să figuți, gagici, combinații, relații. Nu, eram handicapat și puțin eu. Nu. Pe mine, norocul de plasările cu pantui și cu na, gașca din liceu, care a fost foarte mișto, și cu cenacul, și cu scritura, și cu ce, cu ce m-am apucat, cu cultura, cu cântări, cu culamea, cu de-asta. Cu asta umblam eu. Da, mă, frate, mă. Pantui a jucat aici, în Botinișan. 3-0 la Rapidul. Prima mea de plasare, cu autocare, cu nebunie, că au venit studenți de aici, care erau din Târgu Jiu, până. Am făcut așa de o... câteva mii de oameni, dar răstirați, nu era galerie, aia arătau până aia la Hristos pe cruce, de mă. Poli cu Poli venise, se împărțise peluza în două, într-o parte venise la Piriș, într-o parte la Albiș și nu știu, la Violetă. Aia, au bătut aia. Dar pentru Pandui, faptul că a ajuns în final, aia a fost... Se scutea revista, așa cum revistele fizice, se scriau programul meciului, se scriau articolul, scria mișto, știi, bine, un pic cam laudativ, cam neam pură, dar asta e. Bă, dai. Prima dată când am fost în Timișoara, deplasare România, țâmba, pula, mă doare în pula aia, mă ascultă cineva. Bă, chiar mă doare în pula aia, mă ascultă cineva, chiar închep să vorbesc, chiar mă simt bine în pula aia. Chiar mă simt bine. Mă. Chiar mi se pare că dacă vorbesc cu voi acum, nu știu, chiar mă simt bine în pula aia, nu știu. Deci, o la auzi eu pula că se duce la meci. M-am rugat de mine, nu știu cum până am făcut. Mi se pare că meciul a fost cumva iunie, la începutul iunie. Eu s-a născut pe 4 iunie. De ziua 3 ani, nu știu. Și meciul a fost ori pe 2 iunie, ori pe 6 iunie. Că știu că pe 2 iunie a fost turul și pe 6 retur. Dar nu știu în ce ordine, dacă mă înțelegeți. Cred că pe 6 a fost. Și cum am legat-o de ziua mea să mă lase ăștia să... merge cu autocarul să pună la mea. La niște prieteni care au luat prin cămin pe aceea, prin complex, am stat pe acolo. Eu venisem, eu vreau să fiu metalist în pula mea, un tricou cu Darkthorn. Nu știu dacă găsesc poza cu tricou bine, tu să pună la mea, tu îți și mai în băi de morții mei. Am tricou cu Darkthorn, vesim niște bocanci de aia de armată, vesim cu niște blugi. Deci în iunie, bă tată, Timișoara, în Timișoara este caldă de ca și pe tine, deci nu există căldura asta nici în Oltenia la noi. Îți acum când am venit, în momentul în care deja când am trecut de hațe, am văzut pomii aproape înfloriți, îmbrunziți, soare și poate mișto că de asta salut pe prietenul Ovidiu Lolescu, cel mai tare vlogger de munți de la noi, din Oltenia, din Gorj, cel puțin, cu care o să mă întâlnesc prima dată face to face, săptămâna ce vine. Și o să încercăm să facem o peleagă, o să încercăm să mergem măretezat, mergem în Argențiana, frumos. Și mă uitam astăzi și vedeam vârfurile, vedeam peleaga pe pușa, vedeam retezatul. Zic, bă, tot timpul am așa, e vreme frumoasă, deci nu mă vorbesc de Banat, vorbesc de partea de Hunedoara, partea de Caraș. Deci, în Transilvania, este vreme mișto și este vreme stabilă și este acel soare, este acel clar. La noi este un smog din ăla ciudat și cea mai urâtă vreme posibilă. Bă, ori plouă, ori ninge, ori e soarele te cași pe tine și mergi la munte. Deci mie îmi plac extremele, la mine nu există între ele, că e norat sau că e albul ăla de plictisitor. Fusem în frate la meci și se certase... Cine până la să certau o vremea și până la inimile lor? Două frate. Bacor. Ce-a mai mișto. Bă, vere. S-a certat prostul de doi proști. Eu nu știu Pescu la noi, la Dinamo. Dar eu nu-ți lupesc cu negara din amură, nu-ți lupesc cu negara din federație. S-a luat în gură cu Marian Iancu. Iancu, finanțatorul Poli, atunci. Poli Timișoara, Poli Aic. Pulgerul Bregadirul, pula mea. Mă doare în pula. Bă, că au fuzionat, că mă doare în pula. E care i-a lângă ei, bravo, de respect. Poli Timișoara. Aie, s-au încetat ăștia. Nu mai știu la ce pula mea. Și Timișoara cumva obținuse cumva dreptul stadionului Timișoara de a găzdui partida cu România. România fiind în preliminarii pentru Europeanul din 2008. Numai că mi se pare că noi, nu mai știu cu cine a jucat în preliminarii cu toată lumea, dar pare mi se că noi eram cam calificați și Slovenia nu mai era acea Slovenia care a eliminat naționalul lui Bogdan Stelea
până în 2001. Slovenia era o chestie în scădere de formă. Nu mai era Slovenia lui ăsta, lui Zahovic și al lui Rutoi. Da? Care, apropo, fii atent, chestie mișto, mă uit. Deci după România, vorbesc de 2007, după România-Slovenia, nu, după Slovenia, România, pa, mi se că circula o poză pe net, atunci nu exista Facebook, nu exista poze, nu mai știu cum prea și rea multe, nu exista, pe ce site ne uitam, nu știu, era mișto. Pe Slovenia cu ăștia, bă, la câteva zile sau la o zi după sau ceva de genul, după ce a jucat România, Slovenia, oricum i-am bătut ideea că i-am bătut aici în Timișoara, și mi se pare că le-am făcut un egal și oricum eram calificați la Euro 2008, Euro ăla, când arătam mutul cu Italia penalti, când am făcut egal la sinistru cu Franța și când au bătut olandezii așa. Pula. Dar despre preliminariile astea vorbim, știa. Da, frate, mamă, câte paranteze deschise s-au mai făcut. Are dreptate cu Roma, că trece la una în alta oră, are dreptate. Haide, pula. Bă, via de vece. Și trebuie cum să zic eu. Unde nu să. Unde nu să. Bă, la câteva zile înainte sau după meci, după unul din meciurile astea, pe terenul Sloveniei, așa cum prea se numea atunci, era un stadion, oricum mi-a luat aminte, era un stadion de la vechi comunism, pășit cu pistă, pe care eu urăsc, urăsc stadioane cu pistă, cum urăsc. Nu știu ce, pula mea. Urăsc multe lucruri, dar nu știu ce să vă dau exemplu acum, pula mea. Urăsc șaurma la farfurie, poftim. Urăsc șaurma la farfurie. E o trișere. Urăsc ăia care fac kebab. Într-o pâine bășită cu ingredientele la șaurma. Pâine kebab. Două clase, mai jos divizia aceea îți dă mizerie. Șaurma trebuie să o mănânci. Să știi să o mănânci din piesă, nu? Să nu vei pe tine. Salutare, Gomez! Tobaru de la Fate în Informații, printre care Painkiller, care a avut un concert absolut demențial la noi la Târgu Jiu și care căuta și armerie. Nu știu, să se angajeze sau să le mănânce alea. Bă, vreau, și în Slovenia. Era concert Iron Maiden, nu mă mâncați asta. Deci era afiș cu concert, că facem concert Iron Maiden, nu știu ce. Deci la o zi sau două după, că băteau, circulau niște poze pe net, că uite, Slovenia, România, pula mea. Și concert Maiden pe stadion în Slovenia. Bun, și am zis, băi, mișto treaba aia. Slovenia, după aia am căutat eu, știi, și m-am mai documentat cu geografiile, cu astea, am văzut, mamă, Tricla, muntele ăla, mamă, de Slovenia, de fapt, o fel de perle, este foarte, foarte șmecher acolo, aproape de Italia, din fosta Republică Federală, Iugoslavia. Mișto! Frate, și am fost la meci. Și vă zic cum eram îmbrăcat. Și se pare că mi-am aminte că am fost la ceva gală de absolvire, dar nu mai știu, într-o sală. Era o sală de asta, cum ar fi o sală de, cum trebuie să zice, o sală, nu polivalentă, sală de altă pura mea, sală de casă de cultură, ceva, nu știu până dacă e aia, dacă mai fi. Unde se făceau absolvirile și vara, verișoara lui prietenul ăsta sau ceva de genul, care era mai mic ca mine, dar aia era mult mai mare, absolvea facultate de matematică, mi se pare, la cadrul nu știu cine, Universitatea de Vest, nu știu, există așa ceva, pare, Universitatea din Timișoara, Poli Timișoara, Politehnica Timișoara, nu știu care din, sau o programă medicină. Dar că am fost la medicină, fie mea. Deci în ziua aia, pentru cineva care trăiește la capătul lumii, ca mine, care nu era lăsat de părinți să facă nimic, care, pula mea, încerca și să se epateze și să fie diferit și să intre în tot felul de medii din astea și tot timpul, dar nu încercam asta, simțeam că trebuie să fac asta, și care n-aveam acces la aproape nimic. Păi am ajuns în Timișoara, am văzut festivitatea aia, am văzut, după aia am fost cu un alt prieten de-al ăsta și ne-a arătat cadavrele disecate de la Facultatea de Medicină. Eu știu dacă e voie să-i spui asta, voi vin de 2007, nu doare în pură. Am intrat acolo. Și mi-a explicat că cadavrele, știi că la medicină toată lumea te întreabă căcatul ăsta, că tăiați cadavre și pula mea, nu e deloc așa. Dar ăștia la Timișoara chiar făceau chestia asta, deci cumva le venea un fel de cadavru, adică un corp uman care a fost donat, fie prin faptul că nu l-a revendicat niciun moștenitor în anumit
într-o anumită perioadă de timp și a devenit obiect de studiu foarte bine pentru viitorii studenți care studiază anatomia în anul 1 și 2 la facultatea de medicină, mă înțelegi, băi, ești nebun la cap. Și ăla venea ca un corp întreg, ca și cum aș lua eu preșcăvița asta. Mm-hmm. Și facem disecție, adică ne împărțim în 7 grupe, facem disecție. Noi la Craiova n-am făcut disecție, la noi au venit gata disecate. La ăștia, la nebunii ăștia, că ea veneam întregi și la sfârșitul anului de anatomie, ăla era disecat, pentru că tu o luai pe de la piele la grupe de mușchi, stratul de mușchi, nebunii, părți anatomice și așa mai departe, până la vase de sânge, până la organe, până la tot ce vrea, nu mai știu ce ordine să predau. Ideea era că ăștia desfăceau o carcasă de genul ăsta. Și am văzut chestia asta. După care urmează meciul cu România, îi batem parcă cu 2-0, parcă a dat și Mutu un gol sau două. Noi am prins un bilet în Peluză undeva. În Peluza, cred că Nord. Timișoara, când juca acasă, stătea la Sud, parcă. Și noi cred că am prins la Nord bilet. Am o grămadă de poze cu un aparat de buzunar în care m-am fotografiat în câte părțile. Și Lupescu, cum pula mea, se certe cu tâmpitul de Iancu. Bă, scumpine norocitul biletele. Deci ăla Lupescu lucrând la Federația Română de Fotbal. Și pe care cum îl stimez, dacă a fost cam idol copilăriei mele la Dinamo. Bă, s-a luat cu ăsta în gură și s-a răzbunat pe ăsta și a făcut niște prețuri la bilete de 20-30 de lei în 2007. Cum mai pune acum 200-300 de lei la Peluză. Era ceva inimaginabil. Și a făcut-o la Dinamo, a făcut-o în săptămâna aia. Și stadionul Timișoara, care, al cărui public Timișoara pe vremea aia, Poli Timișoara, da? Eu sunt dinamovist și o așa o să mor. Bă, Poli Timișoara, în 2000, în perioada aia, pe lângă galerii, pe lângă brigăți, cântece inteligente, cântece, cântau despre fiecare jucător în parte. Eu am prins un meci la Târgu Jiu, Poli Timișoara, Petrolul Ploiești, în Cupa României, mă nu știu ce pula mea de față. Sfertul, optim, 16-im, mărții, 32-im, o păpime, chiasă. Nu știm ce dracu a fost acolo. 3-2 pentru Petrolul. Am ales în galeria lui Poli. N-aveam un seau bilet. Altă galeria lui Poli, Timișoara, bilet. Eu am pintat tot așa, 9-10. Bă, mergem la meci. Mergem să vedem ceva ce n-am mai văzut. Fratele ei aveau cântece, pe lângă cum erau. Cât erau de uniți, cum se cântă bine Argentina, toată lumea știe cântece. Păi aveau cântece pentru fiecare jucător, cum era în ea. Deci despre fiecare jucător la Poli, nu mai știu niciun moment ăla, știu că Gică Hagi era de noi, aveau cântece. Nu vreau să credeți că țin cu Poli, că niciodată n-aș face treaba asta, chiar mă întâlnche, mă, și fac nișet, sau cu UTA, sau cu pula mea, cu CFR Cluj, nu. Foarte mișto. Petroliștii au umplut toată Peluza. Deci a fost ceva care pentru anii ăia, cu 2005-2006, a fost ceva senzațional. Timișoara venea acasă. Timișoara în 2007 aveau, nu știu, undeva la, vorbim de, nu știu dacă 20.000 sau 15.000 de abonamente cumpărate atunci când era, parcă Viorel Mod. Eu acum vorbesc din pură memorie și nu știu ce pula mea am ajuns acum că sunt în Timișoara. N-am nicio legătură, n-am nicio chestie, n-am nicio afinitate cu treaba asta. Bă, dar oamenii ăștia, în perioada aia, aveau simțul, cum să spun eu, simțul de socios cumva. Deci cumpărați erate abonamente. Urma sezonul, știu că au jucat amicalul cu Juventus. Viorel Moldovan, pare mi se că era și jucător și antrenor. Deci erau Europoli, mă, Europoli, pula mea. Că n-au făcut nimic, că nu au ajuns niciodată niciunde. Sau au ajuns de câteva ori, pe merit, după aia, au arătat titlul cu demenția aia. Pula. Dar, Poli Timișoara, era cel mai mare attendance la stadion. Deci oamenii veneau, deci veneau pur și simplu din pasiune, din pentru fotbal. Și România ar fi avut, deci ar fi avut parte, chiar dacă a bătut, chiar dacă era favorit, dar ar fi avut parte de un stadion al Timișoarei, care e și acum în paragină, în pula mea, păcat că nu se face ceva mișto. Cum să spun, de o istorie ca așa și cântă și foarte mișto. Aici, deci era cultura fotbalului, pentru că Poli Timișoara aveau abonamente, deci lumea venea pentru Naționalul ca pentru Poli. Și nenorocitul ăla de Lupescu a mărit prețul biletelor în așa fel. Și cum să zic eu, stadionul a fost undeva la,
cred că 65-70%, pentru că au fost biletele foarte scumpe, făcute în bătaie de joc, ne merg Nicola. Pentru că s-a așteptat cu Marian Iancu, altă în pizza, în pula mea, cine e ăsta și ce face? Am văzut să faci chestia asta, frate. Păi și am stat noi la meci, ăla ne-a făcut serioși de bilete, ăla prin cămin, prin pula mea, prin prieteni, la văr, dar ăsta și pula mea. Erau ăștia o castă, pula mea. Deci m-au plimbat pe acolo, plăia cu absolvirea, după aia ne-a dus și la o pizzerie, după absolvirea la o pizzerie, cu unul italian, romanul la italiană, cu noi, în pula mea, după vinte 2007, eram țăran, copii, bine, deci acum în pula mea. Păi eram în lumină, în pula mea, veneam aici, mi se părea, dă-te emoții, mă, ce fac ăștia, în pula mea. Viena, da? Să-i pun aia, că să urcă la capul pe aia și ne-ai jură. Da. Băi, și pe toată nebunia aia, bineînțeles, unul dintre aia avea fulare cu Poli Timișoara. Poli Timișoara avea o cămare fulare de șarpe de toate feluri. Și-a legat pe vată. Și ne-a dus ăsta în complex, m-am mâncat să-și pun la cam. Și am stat la o coadă. Și am cabin de călă în complex în 2007, făcea plășcăviță, povată, pâinea, deci chifla asta de căcață, cum se numește, o făcea povată, separat. Punea un fel de varză un pic călită, deci mi-aduc aminte chestii, dar cum să aberez? Chifla aia, chifteaua respectivă, aia era luată de pe un grill, era băgată în chestia asta, că era luată de pe o vatră. Se băga un fel de varză, dar nu varză, dar cred că un pic călită. A mai băgat, cred că, două sosuri și aia a fost. Bă, cea mai tare chestie ever. Nu știu acum dacă mă duc, cum ai găsit chestia aia. Bă, cea mai tare chestie ever, mâncața și pula mea. Cea mai mișto chestie, nu se făcea decât acolo. Nu la Ghirete, la mine, 2007. Așa am cunoscut eu Timișoara, frate. Mamă, deci a fost. Și acum parcă trăiesc momentele alea, bă. Foarte mișto. Top. Bă. Bă. Mamă. Bă, simt atât de bine că am vorbit. Că mi-am auzit aminte niște chestii. E dor de prieteni, e dor de tovarăși, e dor de ieșiri și de... și de liceu, și de când eram mai tânăr, și de pizde, și de pula mea, și de gașcă, și de toate care nu mai sunt. Și nu o să fie nimic mai bun de acum încolo, pentru că noi tot timpul regresăm, tot timpul ne ducem oricât ne-am umflat bene, oricât ne-am redescoperit și asta, din păcate, ne ducem biologic în jos, cu o viteză mai mare sau mai mică, asta e singura diferență. Vorbeam și o seară la pian, ultima lucru aminte și de o seară la pian, chiar a fost un concert mișto. În care am văzut copii de 15-16 ani cu gagici de 15-16 ani care arată de faci pușcărie în pula mea, care se mai dau și la tine, care zic că tu n-aveți de 30, dar aminte de 35 și eu am 35, dar și cu veterani care au cu 15 ani mai mult ca mine, deci toți eram în chestia aia, nu glumesc acum. Așa am fost și noi cândva, așa am vizitat de prima dată de Mișoara, astăzi am mâncat o șoarmă extraordinară. Are un pic de digestiv. Fai de cap de chestia asta. Fai de cap. Înțeapă, arde, exact cum n-ar trebui să fie, dar... tati, e bine să ai acolo. Da. În care e bun să... Nu, că trebuie și plășcărița să ajungă. Amintiri să-mi dau până. Nu știu ce să mai zic. Cura, e... Mai am o amintire tristă cu Timișoara. Aici am plecat-o prima dată rezidențiatul. La atât... Nu mai... nu știu, m-am întins. Aia e o altă discuție, care, na, trebuie făcută separat, pentru că lumea nu mai chiar înțelege ce punea la rezidențiat și ce rol are acest examen, după părerea mea, absolut niciunul. Adică nu este un examen
de specialitate, nu e un examen de licență, nu e examen de intrat în barou, nu e examen de magistratură, nu e examen de școală de șofer, nu, este pur și simplu o mizerie făcută pentru a clasa niște oameni ca să-și aleagă într-o ordine specializări de cum v-ați ales voi liceu. Când am ales noi liceul, toată lumea vrea la liceele bune. Că toată lumea vrea să trăiască, toată să este instinctul, să fii fericit, să fii bun, să fie. Și când toată lumea vrea la liceul Tudor sau Ecaterina sau Spiru, trebuie să faci un examen în care cineva cel mai mult are prioritate să-și aleagă cea mai bună clasă și în ordine așa se face și aici. Da, nu mai contează. Atunci am mâncat la dinar. Tot o pleșcăviță, dar servită de un alt fel, la restaurantul dinar sârbesc, ai tot aproape de complex cumva. Se făcea foc înăuntru, niște lemne, am așteptat de o oră și ceva după treaba aia. Pleșcăviță, eu știam că până atunci, până am zis să fie din complex, pleșcăvița înseamnă un hamburger. Eu credeam că pleșcăvița, înseamnă ăsta. Nu, pleșcăvița e de fapt carnea, care se face după anumite rețete, care bine cum sârbii noi, nu respectă că pe aia. Pleșcăvița și în Târgu Jiu aici, mă. Pleșcăvița bănățeană. Dar asta a scris de asta. Bă, asta e mișto rău. Asta e mișto rău. Mamă. Mamă, dacă mă uitam, e mișto aia. Eu, adică mi-mi place mișto aia, îmi place cultura, îmi place barul de rog, că ăștia mă au chestii, știi? Dar nu suport chestia asta, ura asta față de Olteni și eu pe mine mă doamne plăcă să Oltean, dar mi se pare, adică auzeam oameni pe stradă, frate, cu chestia asta, vorbind de aiurea, vorbind random, așa, știi? Ca oameni, ce aș face la un Oltean dacă l-aș prinde acum? Vreau să zic, poftim, hai. Adică chestiile care n-am pățit-o în nicio țară, nicio, până a fost la muncă, până la și vin, chiar atunci veneam în Islam, n-am până la și auzeam chestia asta pe stradă, până la. Dar nu mai contează. Ba, atunci cu restriția am fost la dinar. Și la am făcut eu o pleșcăviță, mi-au dat un țoi de la cuțuică de pere, după aia mi-am acomodat una, i-am pus cartofii separat, când am văzut aia pe care trebuie să o dai cu furculița, cu cuțitul, ziceam, bă, ești de serio și eu? Da, că nu e așa o facem. Ăia care erau sârbi, vorbitori de pământ și pe aia, era și pe acolo, cu muzică sârbească, oricum arăta, la fel că tot țăranii au ajuns așa. Și sunt și nu, și... Bă, când ești prost, când ești de la țară și pe mea, ești pe simplitate. Vorba lui Mihai Popescu, bă, nu există oameni bogați, există oameni săraci care s-au îmbogățit. Dar tu te compoți tot așa. Eu știu că așa sunt în bună. Eu nu pot să boag acum cu voi, cu patru ace. Deci pe mine mă duce capul. Eu știu fiecare, de ce face, fiecare cască, fiecare chestie. Eu nu sunt așa prost cum, de cum mai au. Și nu mi-e frică de asta. Eu poate rămân intenționat pe anumite baricate. Poate mi-e confortabil. E mai confortabil, de exemplu, să conduc un Logan al vieții, fiabil, cu motor pe benzină, ale cărui costuri le pot suporta oricând așa, decât să mă dau ceva ce nu sunt. Bă, hai pe ăla. Las. Astăzi am mâncat shawarma bună cu de toate. Mi-a plăcut vibe-ul, mi-a plăcut cooperarea, mi-a plăcut atmosfera pe care, inopinant, la doar câțiva pași de cazarea mea, am descoperit-o. Eu cu gândul să mă duc la Carrefour, să iau câte beri pot, că era în spate, ca să am ceva și seara asta și după aia să mă luăm pleșcăvița asta, că știam că mă așteaptă și nu vreau să mai comand ceva sau nu. Și am văzut treaba aia cu burgerul, după aia am văzut treaba asta. Și am zis, tati, poate n-aș pe că eu să mai vin pe aici. Și poate și mai n-aș pe că tot prin zona asta, o întreabă. Și poate și mai n-aș pe că și-a urmă ea e acolo. Și o să țin minte. Sau poate să încercăm și altceva. Hai! Dragilor! Mersi! Mersi că m-ați ascultat. Și mă simt mai bine. Mă simt chiar foarte bine. Mă simt bine. Am salat povești mișto azi.